Planul lui Cătălin Cherecheș de a se ascunde de autorități a avut multe fisuri, susțin surse judiciare. După oprirea într-un magazin în Budapesta ca să cumpere un telefon, Cherecheș ar fi făcut primul pas greșit, spun sursele citate. Autoritățile din Germania, alarmate de polițiștii români, erau pregătite pentru a începe căutarea și depistarea fugarului, după cum a declarat Florian Weinziert, purtător de cuvânt al parchetului general din München. We had several phone numbers under surveillance, so it was phone numbers of Mr. Cherecheș himself and of relatives, obviously, and we observed houses of relatives. Can you also tell us when these surveillance warrants were issued? Yes, they were issued by the local court on the 28th of November and were put into force immediately. Greșeala fostului primar din Baia Mare ar fi fost un apel telefonic în urma căruia a luat decizia să meargă în Bavaria. După fuga din România, Cătălin Cherecheș ar fi luat legătura telefonic cu mama lui. Aceasta l-ar fi sfătuit, susțin surse judiciare, să meargă în localitatea Senden, acolo unde trăiește sora ei și unde, teoretic, Cătălin Cherecheș ar fi trebuit să se adăpostească în siguranță. Procurorul german a explicat și cum la numai câteva ore de la obținerea autorizațiilor de la judecătorii bavarezi, fostul primar fugar a putut fi capturat. Cherecheș urmase sfatul mamei sale și se refugiase la sora acesteia. We had information by the Romanian authorities that it might be likely that he stays there, but of course it was not proved, so we had to double check, of course, and that's why we started the surveillance of the phone numbers and of course we started the observation of the house. Specialiștii români spun că deși procedura de extradare a lui Cătălin Cherecheș este de durată, judecătorii germani n-au oferit surprize neplăcute de-a lungul timpului în situații similare. Germania nu s-a numărat printre țările care au pus la îndoială predarea sau refuzul predării, mai precis, pe baza informațiilor referitoare la posibile persecuții sau pe posibile condiții de detenție neconforme. Nu are loc o judecată a cauzei. Nu se administrează probe în sensul vinovăției sau nevinovăției, ci doar a îndeplinirii condițiilor prevăzute pe care le impune existența acestui mandat european de arestare. Procesul pentru extrădarea lui Cherecheș, condamnat în România la 5 ani de închisoare cu executare pentru corupție, poate dura maximum 6 luni, conform legislației europene.